te-ai gândit să-ți fie țintă căpătâi? Pe calea pe care ai pornit, vei lua la urmă locul întâi. Trei lucruri. Iată care sunt. Întâi, în rugăciuni să stai. Să cer putere Duhul Sfânt. Arii de zbor, arii de rai. Apoi să cânți și să vestești. Să spui la oameni că Iisus, venind din slăbile cerești, iertare sfântă ne-a adus. Să cânți. Înseamnă curcubeu atunci când cerul e norat. Dacă tu îl lauzi pe Iisus cântând, ai biruit, ești om salvat. Dacă ești cântăreț sau nu, nu e important ce voce ai. Important e să știi și tu să cânți cum cântă îngerii din rai. Să cânți ca David la palat, în adunare sau în val, să fie Saul vindecat. Să cânți în Duh, prin Duhul Sfânt, să înalți cântări, să se audă în văzduh, Oseana până în depărtări. Să cânți în cor, să un solist vitiaz. Dar nu să te arăți ce știi, să cânți cu lacrimi pe obraz. Adevăratul mesager ce aduce lumii vestea bună, înaltă rugăciuni spre cer, să se audă și să spună. Atunci când sfinții s-au rugat, s-au pus și cerul în mișcare, munții s-au cutremurat, vântul s-a oprit pe mare, lei au rămas imuni și încleștați precum citim în Daniel, în rugăciuni, priveam spre Ierusalim. Și leii, și un alt străjer ce s-a rugat așa convins să se coboare foc din cer și atunci altarul s-a aprins. Moise pentru Israel, David pentru a lui păcat, Eremia, Samuel, în rugăciuni cu totul stat. Sunt rugăciuni de mijlocire să ne ierte Dumnezeu drept. Sunt și rugi de mulțumire ce azi ne îndreptăm cu toți din piept. Te întreb, ce fel de rugător ești tu? Dar eu mă întreabă Crist. Nu ești adesea fariseu ce-i lași pe frați cu suflet trist? Voi luați-l pe Hristos model și veți ajunge în vârf de stânci. Rugați-vă așa ca El cu rugăciuni și cu lacrimi fierbinți. Să predicăm cuvântul Sfânt, Hristos ne cheamă, ne-a trimis. Să spunem celor care vin că cerul încă e deschis. Să vină cei pierduți acasă. Sunați din trâmbiță să vestim, frații mei. Timpul care ne-a rămas, e timpul să ne pocăim. Unii îl vestesc din Duh de ceartă pe Hristos. Ei spun la oameni, taina mântuirii n-au nici parte, n-au nici folos. Așa cum Pavel a strigat, mă lupt cu firea mea murdară. Mă lupt cu mine neîncetat, că nu cumva să rămân afară. Mă lupt. Tuturor vă spun să aveți aceeași cumpătare, același numitor comun și în vorbă, și în comportare. Tu nu fii formă sau cofrat, tu fii betonul, armătura, nu fii nu-i mai ambalat, că te va osândi Scriptura. Tu nu fii băutor de vin, sau alte băuturi ce învață Hristos. Te cheamă să fii plin de cunoștința Lui curată. Nu fii vestitor fricos pe val de frică să-L săruți. Să iei din slava lui Hristos să dai la idolii cei mulți. Din har, noi suntem ce suntem. Nu pregătirea,
nu cunoștința. Prin Duhul Sfânt zidim altar, prin El primim și izbăvirea. Nu noi, Hristos a vindecat, Hristos e milă, Hristos e bunătate. Mai spuneți celor care vin că El astăzi iartă de păcate. Aleluia. De aceea să cânți și să te rogi, să cânți la fiecare pas. Căci în curând pe Braiul Sfânt, pe Hristos, te va chema acasă. Amin. Voi da loc în continuare corul de fete să laude pe Domnul cu o cântare și apoi ascultăm încă o dată orchestra.